Nu prima oară când am făcut-o cu ea. Prin a patra oară era și sora mea între noi pe acolo. Și-a lăsat ușa la el la cameră deschisă și mi-a zis: vezi, poate închizi ușa la tine la cameră. Da, orice. Mănânci unghii. Da. În această seară avem 4 invitați de seamă. O să vedeți doar 3, dar o să vă explic eu de ce sunt 4. Începem cu frate-miu din serial și din viața reală, dar din altă mamă. Mike Anthony zis și Mike în serial, incredibil. Sursa problemelor în serialul DM. Iscoada, Ispita, Aida și Alexia Țalavutis în viața reală. În cele ce urmează, incontestabilul, inegalabilul, toate fetele să fie cu ochii pe Chico! Zis și Alex Păduraru pe Instagram, Alex Pad, vă rog să intrați acum repede, că el oricum lui place. Alexandru Pad. Alexandru Pad, vă rog, intrați, vă rog să facă și el 10.000. Poate vă întrebați unde puteți să vă luați cănile astea. Ei bine, cănile astea nu sunt de vânzare. Bun, poate vă întrebați acum de ce sunt 3 când eu am zis că sunt 4. Ei bine, practic pentru că eu sunt al 4-lea. O să concurez împreună cu ei în momentul în care o să fie, în momentul în care o să fie proba cu jocurile. Haideți să vă explic repede cum stă treaba. Avem un set de întrebări la care vreau să răspundeți sincer. Partea a doua o să fie concursul. Treaba este că o să jucăm 2 contra 2. Probabil o să fiu eu cu Pădurarul pentru că cuplu desăvârșit cred că voi sunteți. Vă zic și de ce facem echipele astea. Pentru că cine pierde va trebui să citească ultimul mesaj din DM pe care l-are. Lăsați telefon de acum și vrăjeala, da? Spuneți-ne o replică care v-a rămas în cap din serial. Adio, Chica, dar mă întorc. Ești înfiat, frățioare. Chicano. Da, suntem doar niște puși de clasa 12. Fuck it! Fuck it, suntem doar niște puși de clasa 12. Mie mi-a rămas și anume în cap. Hai, fă-ți treaba. Dragilor, trecem la treburi mai serioase. Trecem la întrebări personale. Aoleu. Și de impact emoțional pentru public. Spune-ne un secret despre tine, da, pe care nu l-ai spune niciodată. Joi acum am fost, ne-am uitat la ultimul episod din serial. Și ce a făcut tata? După a dansat puțin am făcut joi și după m-am dus la baie și am decărtat. Dar nu știu nimeni. Când sunt așa foarte, foarte, dar foarte obosit, preistoric, așa. Mă simt un om preistoric. Îmi place să fac chestii gen, să miros picioarele, să... La modul ăsta, adică nu mă abțin de la nimic, bro. Orice îmi trece prin minte atunci, aia fac. Gen râgă-i, grohă-i. Da, orice. Mănânci unghii. Da. Prima mea experiență sexuală a fost o experiență minim eșuată. Fratele vostru, când s-a dus la stimabila domnișoară acasă, a băut înainte să plece de acasă, să închise, să prindă curaj. Mai avea tata niște bere. Toate bune și frumoase, am ajuns eu la fat, pam. Ea mai mare decât mine, deci știa cum stă treaba, ca să înțelegeți la ce mă refer. Și ne-am luat noi acolo, la pupata, na, și noi acolo. Matur, da, peste 18 ani trecuți, adică să nu credeți că înainte de 18 ani, ia, eu un pic sub. Bă, la un moment dat am simțit așa o tresărire interioară. O căldură. A început să mă doară burta. Doamne, cum a început să mă doară burta. Doamne, nu vreți să știți, dar eram dezbrăcat de tricou. Aveam două variante. Zic, bă, mă duc la ea la baie și mă rup în două. Dar nu prea ai cum să faci asta, că ești, ce zic, dacă mă duceam la baie și mă puneam pe WC, era grav, era cu explozie. Și am zis că n-am cum să fac asta, dar nici cum să plec. Cum fac să plec? Ce îi zic? Adică îi zic că ce? Și am zis că mă grăbesc, că trebuie să plec, că am niște treabă, că îmi pare rău, că parcea. M-a condus până la poartă, s-a dus înapoi în casă. Vă dați seama că am mai făcut doi pași lângă gardul ei, un pic mai încolo, acolo s-a întâmplat nebunia. Și până acasă de vreo 2-3 ori. A fost un moment în care nu am știut efectiv cum să mă despart. A trebuit să născocesc o tâmpenie pe care nici eu nu am crezut-o, evident că era penibilă. Ce? Adică, ne interesează ce i-ai spus. A, nu, pur și simplu că știi, it's not you, it's me, că... Așa mi-a spus și mie și după s-a combinat cu fratele. Ideea este că, evident, roata se întoarce. Iată povestea cu tâlc din acest episod, din culisele DM. Alex, cel mai penibil moment din viața ta. Am fost eu cu o fată.
după aia cu băieți. Oare când, nu prima oară când am făcut-o cu ea. Prin a patra oară era și sora mea între noi pe acolo. Ne uitam la film, toți trei. Sora mea în față, are, avea 5 ani sora mea, îți dai seama. Sandwich, sandwich, înțelegi? Copilaș, știți cum minți. Am avut un concert, nu de Crăciun, dar să zicem că era prin perioada aia, când era foarte frig, adică era undeva la minus 18 grade, bro, adică frig rău de tot. De obicei eram 6 persoane în trupă, de la 6 am ajuns la vreo 3, nu mai eram doar solist vocal, a trebuit să suplinez și alte părți, să cânt și la tobă, să-mi iau și o clapă de gât și așa mai departe, și ajunsese piesa la care trebuia să-mi iau toba, să-mi o pun de gât și să încep să bat la ea. Acum mă pun cu spatele la public, mă aplec să iau toba și ce să vedeți, mi s-au rupt pantalonii cu spatele la public. Încercând să iau toba cu 4-5.000 de oameni care se uitau la pantalonii mei. Am și eu o situație de asta penibilă cu tata. Am venit acasă cu o domnișoară, seara. Cu domnișoară? Cu o domnișoară, seara. Cu domnișoară, zici. Da, cu o domnișoară. Domnișoara mai mare și mult mai înaltă decât mine. Cu un cap mai înalt decât mine. Un cap. Ata, ata, ata mai înalt. Da, mare, bă, înalt rău. Am trecut cu ea pe ușă, ai mei deja erau în camera lor unde dormeau. Dar tata, bă, ca să vezi în timp ce ieșeam eu, să vezi, Sanchi, a ieșit și el. A ieșit și el. Mă rog, nu ne-a zis nimic, a intrat în cameră. A venit și a zis că... Ce caută fata asta aici, că să nu rămână, că nu știu ce. Bă, și omul m-a trolat atât de rău. A deschis toate becurile în toată casa. În toată casa a deschis becurile. Și a lăsat ușa la el la cameră deschisă și mi-a zis: vezi, poate închizi ușa la tine la cameră. Și a lăsat și ușa de la mine la cameră tot deschisă, cu toate becurile aprinse și cu tac. S-auzea ce spunea. Bă, ce căută asta în casă? Știi, da, s-auzea. Penibil, nașpa, rău de tot. La mine cel mai penibil moment a fost în fața a, tot așa, 6.000 de oameni la arenele romane. Aveam o intrare foarte spectaculoasă pe o piesă foarte mișto. Și pe scenă era Dita Maiscara, de pe parte și pe alta. Eu urcam așa, aveam și un ventilator, o rochie roz, ceva, băi, o grandoare, n-ai văzut. Și cobor, o treaptă, două, pe la... Ai căzut pe scări. Două, da, pe la vreo, nu știu, 5-a, 7-a. Copii, 6 copii, 7 copii, 8, 9, 11. Alexia se duce rostogol. Urmează cea mai interesantă parte a acestei emisiuni și anume să vedem cine joacă în sezonul 2. Yeah! Este partea în care noi concurăm între noi și în care îl voi lăsa pe Marius Coman să prezinte următoarele probe. Eu sunt cel care a dormit pe covor, a leșinat pe covor, dar mi-am revenit într-un final și am aici alături de mine aceste echipe mirobolante formate din partea asta, Mike și cu Aida făcând un proiect și în partea cealaltă l-avem pe Cico și Raul, Radu și Alex Pădurar. Bănuiesc că în afară de tine, Radu, nu știe nimeni ce se va întâmpla aici, ei bine, o să avem 8 probe. Cum avem de completat o replică din serial. Și replica este: vrei să-ți arăt? Și ca variantă de răspuns avem: dar nu cred că vrei să vezi asta, dar nu cred că ești pregătit să vezi, nu cred că ești pregătit, dar nu cred că o să-ți vină să crezi, dar nu cred că o să mă crezi. Stai, nu trebuie să, să scrieți. Trebuie să scrieți pe carnețel. Au răspuns ambele, ambele echipe ați răspuns? Da. Și întoarceți varianta B. Haideți să vedem care este varianta corectă. Retrage răspunsul. Nu. Retrage răspuns. Vrei să-ți arăt? Dar nu cred că ești pregătit. Varianta corectă era B, dar nu cred că ești pregătit. Siga, bro, arată. 1-1. Da, este la echipe, este 1 pentru echipa din dreapta, 1 pentru echipa din stânga, 11 adică. Trecem mai departe, mai avem o replică de completat. Replica este: dacă vreți să discutăm calm și avem ca variante de răspuns, haideți să ne așezăm la masă, chemați-l în clasă, scoteți-l pe ăsta afară și lăsați-mă să vorbesc. Aveți cam 5 secunde să răspundeți. Ați răspuns deja? Da. Bă, ce rapid sunteți. Da. Ar trebui să facem cu care mai bun. Cu care e mai bun și... Răspunsul la ambele echipe este ce? Doar să discutăm calm. Dacă vreți să discutăm calm, scoteți-l pe ăsta afară. Da. Mai eram și eu. Deci răspunsul corect era varianta ce? Scoteți-l pe ăsta afară. 2-2. 2-2.
Au fost destul de ușoare replicile. Acum se pare că o să avem de ghicit o poză. Nu știu și dacă sunteți. Dacă sunteți, nu toată poza. Ești bine pe vizual, e ok, hai. Avem această frunte mirobolantă și această tunsoare expre. Și ca variante de răspuns avem A. Dayan, B. Magic, C. Raul, D. David. S-au voi nu vă consultați? Sau tu faci singur echipa asta? Cum e? Da, așa știam, mi-am A, voi spiritual, am înțeles. Sunt Luca, dar am modificat. Ambele echipe au răspuns D. Să vedem poza finală și este D. David. 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 Vă avem următoarea poză. Un cercel. Eu știu. Iar ca variante de răspuns avem A. Vanessa, B. Eva, C. Sara, D. Victoria. Echipa și? Echipa din... Stai, ați notat ambele echipe? Stai că mai avem un pic. Varianta, echipa din dreapta se pare că e mai descurcăreață la această poză. Haideți și întoarceți tăblițele. Noi am răspuns A. Vanessa. A, B. A, Vanessa. Cine? Răspunsul corect. Răspunsul corect la această întrebare este, va fi Vanessa. Echipa din dreapta asta. Arată mesajul! Arată mesajul! Stau bine pe vizual, m-am zis. Hai. Deci echipa din dreapta conduce detașat cu un punct în față. Da. Așa, bro, așa. La următoarele două joculețe, să le spunem așa, avem o voce pe care trebuie să o ghicească, dar nu este o voce normală, este o voce distorsionată. Iar prima voce, sunteți pregătiți? Da. Prima voce. Bă, frate, nu cred. Hai, mă, că știi, nu mă face să-ți spun. Mamă, o să mai ascultăm o dată. Nu știu sigur. Hai, mă, că știi, nu mă face să-ți spun. Bun, și ca variante de răspuns avem A. Emre, B. Irina, C. Chico și D. Miru. Păi, practic... Nu te-ai răspuns numai pe, nici n-ați nimic, mă, bus. Da, trebuie să vă consultați. Nu, trebuie să consultați. Bă, trebuie să le iei punctul, bro. Trebuie să le iei punctul. Hai, adică sunteți o echipă, trebuie să răspundeți amândoi. Arătați răspunsurile. Da. Nu, trebuie să arătați răspunsurile. Echipa din dreapta a răspuns de Miru și băieții au răspuns tot de Miru. Și ei au copiat, trebuie să... Haideți să auzim. Retrage-le punctul ca să nu mă enervez să plec din propria mea emisiune. Haideți să vedem care e varianta corectă. Coico. Hai, mă, că știi, nu mă face să spun. Varianta corectă era de Miru. Ambele echipe au răspuns corect. Publicul este în delir. Mai avem încă o voce, să știți. Nu ați scăpat. Încă o voce. Tu n-ai voce. Voie să mai răspunzi la asta. Nu, atenție. Atenție. Da. S'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Sunt complet de acord, trebuie să vă consultați. Doar ea. Nici el n-are voie atunci. Nu, dacă este și tu. Exact. Nu, mă jur. Propun ca doar ea să răspundă. Doar eu și Alex. Dar să vezi câtă încredere am în Alexia, o las pe ea să răspundă. Și doar Chico. Sunt total de acord să se întâmple asta. Avem următoarea voce. Ia. Știu că e dificil, dar mâine când ajungem acolo trebuie să vă păstrați calmul și să mă lăsați doar pe mine să vorbesc. Și ca variante de răspuns avem așa: A. Avocatul, B. Proful, C. Tatăl lui Dayan, D. Omul lui Emre. Emre. Omul lui Emre. Omul lui Emre. Într-adevăr este o probă dificilă aceasta. Trebuie să ne păstrăm calmul. Ne-am dus, tat. Ne-am dus, scoate telefonul. Mai ai 3 secunde și trebuie să răspunzi. Eu merg cu speranța mări. Hai, dă-i. Haide să auzim varianta neprocesată. Întoarce. M-am care avocat, m-a deci... fost un avocat să mă... S-a uitat la serie. Asta că sezonul 2, nici mâine nu-i pui mâine. Deci echipa din stânga a răspuns C. Tatăl lui Dayan, echipa din dreapta a răspuns A. Avocat. Și anume corect. Și jur că n-am spus nimic. Deci n-am spus să ascultăm, vă rog frumos să ascultăm vocea. El nu. Nu mai merge, Otil. Știu că e dificil, dar mâine când ajungem acolo trebuie să vă păstrați calm. Avocat.
A apărut o replică, o replică. Vreau să vă păstrați calm, atât când era acum știam, dar... Pentru următoarele două probe avem o poză dintr-un episod din serial și va trebui să ghiciți din ce episod este. Da, și avem această poză. Variante la această poză avem A, episodul 2, B, episodul 7, C, episodul 9, D, episodul 3. Ne consultăm? A, păi avem voce. Da, da, stai. Și arătați, vă rog. Gata. Mamă! Ambele echipe au răspuns la această întrebare A, adică episodul 2. Răspunsul corect era de episodul 3. Mamă, frate! Ambele echipe... Mamă, ambele echipe suntem, bro! Bă, bro, noi facem, ești bun! Haideți să trecem mai departe la ultima întrebare. Eu propun așa, să nu o dublăm, că dacă o dublăm... S-o triplăm! Dar e un dar! Aici la mijloc. Echipa care pierde arată două DM-uri, nu unu. Mamă, acum e tot așa nimic. Avem această poză. Ia vezi că mi-amintesc de mine aici, parcă. Și variante la această poză avem A, episodul 6, B, episodul 10, C, episodul 9, D, episodul 5. Mamă, dar ce s-a apropiat, frate, nu se poate așa. Nici dacă le făceam eu, nu le făceam așa apropiate, să mor eu. Ha? Stai un pic, nu știu. Arătați tăblițele. Ce ai pus? A. Pune tu de, lasă, pune de, dacă... Nu, tot am pus tot și da, tot n-ai pus mai fi idei încă o dată, logica pe mine. Răspunsul corect la această întrebare... E, frate, stai să vezi că idei, eu plec din emisiunea mea aici, prost. Este A, episodul 6. Nu te bucura, Cico, frate. Acum scoateți telefoane și dați telefoane să vă citească două DM-uri, după cum am stabilit mai devreme. Cine cum citește? Raul o să-i dea telefonul la Idei, adică Radu Alexiei și pădurarul lui Mike. Hai, lăsați, va trebui să-i dați telefonul. Nu, e bine și așa. E bine așa? Tu trebuie să dai telefonul lui Mike. Ah, ok. Vrei să ți-l și deblochez? Ultimul, da, trebuie ultimul. Deblocat, îmi pare rău, trebuie să citim la femeie. Ultimul, da. Mamă. Băi, unde ai intrat? Ai intrat la ultimul, n-ai intrat în altă parte, nu? Chiar vreți să citesc? Da, trebuie, oamenii vor, n-am... Nu fost de acord. Mesajul spune așa. N-am chilos pe mine și mi-e frig. Ăsta-i mesaj. Da, râs. Mai e un mesaj, îl mai citesc? Da, trebuie, așa am stabilit. Mamă, deci nu sunteți pregătiți. Ce ai văzut acolo e minciună față de ce o să fie. Ultimul mesaj. Ia să vedem. Eu zic să-i spui adevărul. Puncte, aia e. Puncte. Despre ce anume? Ce adevăr e la mijloc aici? Și pe ultimul. Și că lasă-mă, că nu-i mai place așa tare. M-am întors și la locul meu, cam asta a fost și episodul din această seară. Le mulțumesc participanților de seamă, aplauze furtunoase încă o dată pentru ei. Noi ne revedem săptămâna viitoare, adică joi, de la ora serialului, adică 19 pe acest canal. Pa!